Continuăm previziunile pentru marți 18 martie. Balanță, veți fi în formă și bine dispus, iar relațiile cu cei din jur vor decurge fără probleme. Aveți mari șanse de reușită în toate activitățile legate de cămin și în societate. Situația financiară nu vă satisface, dar vă veți redresa curând. Seara veți merge la o petrecere unde veți fi în centrul atenției. Evitați glumele riscante. Scorpion, inventivitatea de care dați dovadă vă ajută mult în afaceri. Planurile în privința unei noi investiții se vor concretiza în scurt timp și vă vor aduce beneficii substanțiale. Preocupat de afaceri, aveți tendința să neglijați problemele partenerului de viață. Săgetător, aveți succes în activitățile comerciale și sunt favorizate investițiile pentru cămin. Vă sfătuim să evitați discuțiile în contradictoriu cu un membru mai în vârstă al familiei, care nu este de acord cu ideile dumneavoastră. Capricorn, s-ar putea să plecați într-o delegație anunțată în ultimul moment. Cu toate că apar dificultăți, reușiți să vă descurcați foarte bine și să rezolvați toate problemele. Este posibil ca relațiile sentimentale să fie tensionate în prima parte a zilei, din cauza schimbării programului. Vărsător, sunteți plin de energie și ideile dumneavoastră sunt apreciate de anturaj. Dacă sunteți invitat într-o excursie, profitați de ocazie. Chiar dacă trebuie să cheltuiți mai mult decât aveați de gând, meritați să vă relaxați. Pești, colaborarea cu un partener de afaceri începe să dea roade odată cu finalizarea cu succes a unei activități importante. Relațiile sentimentale ar putea avea de suferit în partea a doua a zilei. Nu este cazul să vă îngrijorați. O rudă vă ajută să treceți cu ușurință peste acest moment. Acordați mai mult timp odihnei și activităților casnice. Acestea sunt previziunile pentru marți 18 martie. Sunt Veturia Fechete, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!